personală curând. Stai că mai avem, Alin. Radu, pe care ai dorit tu să o arăți de acolo și să le spunem povestea? Uite, acolo avem... Ori joaca, ori cochiajul. Deci noi acum... Ce dăm? De unde dăm? Eu nu o să ne pot ajuta de acolo sau aducem tablourile? Ah, hai că ne ajutăm. Așa, îți mulțumesc foarte așa. Mult. Da. Ce avem? O plimbare prin parc. E starea de franțuzită a problemei, adică demoazela cu pălăriuță, cu floare la pălărie, cu o roche din aia stil anii... Și cu corset. Așa, da, exact, care se plimbă nonșalant prin parc. Dacă o întoarceți, vă rog frumos, cu totul, așa. Nu, nu, deci nu, nu e bine. Nu e bine. Lucrurile nu merg așa cum, deci dacă ori facem, cum zic, ori nu facem. Aici o avem pe doamna, da? Demoazela. Deci eu nu te rog să fii alături de mine. O avem pe doamna, aici este pălăria. Ca să înțelegem brațele după aceea, să înțelegeți de ce insist. Deci avem aici pălăria, cum ține florile în brațe, corsetul și rochița, nu știu ce, care e mai largă. Bun. Și acum scoatem puțin. Nu, deci lasă așa, mărește-mi tot tablouri, te rog. Eu vreau să arăt ceva, dacă nu facem... Da? Asta este doamna. Bun, și de ce îi ziceam că vreau să arăt elementele? Pentru că dacă o întorc, uite, avem o altă imagine, vezi? Un copac cu flori. Cum, ce și copac? Asta este libertatea fiecăruia de a vedea ce dorește. Deci se întâmplă să vadă ceva. Da, eu așa am făcut-o, dar las pe fiecare să vadă ce dorește în, ea, în ele. Eu dar eu văd un om, uite, ai doi ochi, nasul, gura. Nu? E un portret mare. Uite, aici sunt pletele. Da. Tu vezi copacul? Da, nu vezi copacul. Care e nasul? Aici e nasul. Și care e gura? Aici e gura. Gura cu floare, cu floare în colțul gurii. Dacă depărtați puțin, se vede destul de bine. Bă, nu știu, eu așa... Bine, e mai... Nu e o frumusețe, pentru că normal am făcut demoazela, dar m-am jucat. Din punct de vedere al da, am sau un copac cu flori, de ce nu? Copac. Se poate și așa ceva. Am mai zis de copac cu flori? Bă. Okay. Hai că mai avem 5 minute. Următoarea. Uite, aici este o temă dedicată lui Alin. Cochiajul e starea în care de multe ori vrei să te pui. În momentul în care, da, să ești într-o situație mai încordată, mai încurcată, mai nu știu, ai dorința asta de a spune, aduna genunchii la gură și asta puțin să reflectezi. Poziția fetusului, normal, de acolo a pornit. Dar am încercat să fac și niște neuroni în zonă și o anumită... Deci neuronii pe care cel mic îi va... Nu neuroni, vai de mine, scuze. Deci... Cum le spune la celulele alea? Electroni, atomi? Nu atom. Celulele deci... din care ne... Moleculele? Acum am uitat. Celulele? Care? Celulele de bază din care ne dezvoltăm. Citoplasma? Și... am trecut deja la... Mă rog, biologie. Biologii înțeleg. Bun, hai să mai vedem încă una. Cel cu albastru, Julia, te rog să ne ajute. Julia este cea care e foarte drăguță în această dimineață, ne ajută cu tablouașele. Da, aici asta este trebuie să spun că îmi place maxim, poate din cauza faptului că, datorită faptului că îmi place foarte mult Maria. Idem, deci de asta place, în primul rând. Ai acolo scoici sau mi se pare? Sunt și scoici acolo, da. Deci pun cam tot ce mi se pare potrivit pentru temă, pe... suprafață. Vai, am încercat să fac și partea de transparență care există la foarte multă vegetație marină sau perlat. Am încercat să mă joc cu contrastul ăsta de mat lucios cu... Cât îți ia până faci o astfel de lucrare? De exemplu, acesta marinul, cât ar fi? Păi, o zi întreagă? Da. Două? O săptămână? Nu, e pe faze. Deci prima dată gândesc tema, după care când am prins momentul, fac suprafața, eu pregătesc suprafața. Cartonul îl pregătesc inițial cu tot felul. Pulpele, am zis că am pus și căluți de mare uscați și dați cu lac. Am o insulă a fanteziei cu doi căluți de mare populată. Așa, și aia i-am pus acolo. Deci cam tot ce vreau să păstrez sau ce vreau să, care mă ajută la temă, încerc să pun pe suprafață, după care las să se usuce, dau paleta generală de culoare. Cum e, de exemplu, așa, aici o primăvară de culori. Așa, după care revin pentru detalii. Deci ar fi trei faze care la fiecare îmi trebuie timp între ele să se usuce. Da,
am răbdare, nicio problemă. Nu te bucurește nimeni. Mai avem da, acolo un era acea, da. Asta este din nou fotomanipulare după un desen de-al meu. Deci imaginile din spate și poza de pe Angen sunt luate de, după, de pe niște site-uri de-astea cu ceva imagini free, schimbate culoarea să meargă în gamă și... Nu, așa-i. E foarte ok cum ai ținut, Giulia. Asta e agonia și extazul. Deci partea din față este extazul și acolo undeva mai urât e... mai urâtă e agonia. Agonia. Da. Ei, e sentimentul care l-am avut de foarte multe ori reapucându-mă de pictat, că trebuie să dau deoparte foarte multe pânze de păianjen. Cam asta era. Ideea, da. S-a mai avem întâmplat acum? Vreodată să pictești ceva și să nu-ți placă rezultatul? Da, wow. Deci mi s-a întâmplat. Dar ce se întâmplă? Stau pe el până îmi place. Deci am greșit sau mi s-a, lucrând cu materiale de genul ăsta, nu poți să le faci să asculte de tine cum, perfect. N-au cum, au autonomia lor, au personalitatea lor. Curg înspre unde vreau eu să le duc, dar curg în forma lor. Și atunci trebuie să ne împăcăm, că asta era ideea. Uita, ce se întâmplă să-mi facă, dar le repar. Deci toate greșelile încerc să le repar acolo sau să fac ceva frumos din ele. Aveam acolo imaginea aceea. E un contrast între asta care are mult negru și celelalte care sunt foarte explozive cromatic. Acum, cum am spus, e starea de momentul respectiv. Aici este o mică, nu e frustrare. Cum am zis că m-am născut cu un dar, să văd multe intenții ale oamenilor foarte bine, deci cum am zis, sunt cam transparenți pentru mine, dar cu același mult bun simț care îmi spune să nu le zic în față sau să-i las în ciorba lor. Ei, socotindu-mă naiv, mai știu eu cum, aia e poziția mea de naivitate și titlul este naivă destul. Naiv enough. Naiv enough. Sunt destul de naivă pentru voi. Mai avem așa cam 30 de secunde. Da. Vreau să te întreb dacă ai vrea să vinzi tablou, am impresia că mai greu. Dacă am pe acela ai cerut 150.000 de euro. Ăla nu. Deci am vândut cu greu, m-am despărțit de ele de când am început să vând, pentru că, cum am zis, sunt momente din viață care le-aș ține pentru mine, pentru că sunt prinse imortalizate acolo și îmi evocă câte ceva. Deci mi-a fost greu inițial, după care am trecut la faza numărul 2. Ți-am spus eu că vorbește mult, mai avem 5 secunde. De la grafic am zis fac pictură și mă apuc de pictat și atunci o fac profesionist și vând ca să pot să fac în continuare Cristina, altele. Mulțumim tare mult, spor la treburi săi, noi ne vedem mâine dimineață într-un noi. O găsiți pe Facebook pe Cristina. Bagă, da. Pa! Toate bun. De zapt. Cinci brașoveni au fost reținuți de polițiști pentru trafic de persoane. Detalii în jurnal. Specialiști în restaurare și voluntari au pornit o cursă pentru a salva clădirile degradate de la Roșia Montană. Amănunte imediat.